dragii mei, formatul emisiunii mele de astăzi este mai puțin obișnuit, adică vreau să vă spun, am pe canapea invitați care au microfoane și invitați care nu au microfoane, invitați care știu să vorbească în cuvinte și invitați care nu știu să vorbească în cuvinte și cu siguranță cei care nu știu să vorbească și nici măcar nu au microfoane să fie în centrul atenției, să capteze toate camerele de luat vederi și într-un final noi ăștia care cumva ne credem mai deștepți să rămânem în umbră. Ei, ca să deschid puțin parantezele, ne-am adus astăzi pe canapea oameni care au în propriile lor familii animale de companie. Nu îmi place cuvântul animal de companie pentru că ei, eroii mei de pe canapea, își privesc prietenii lor patrupezi ca pe membri adevărați ai familiei, știu că au pașapoarte, știu că merg în călătorii cu ei și știu că atunci când îi întreb ce mai face cățelul tău, poți să vorbească mai mult decât proprii lor copii. Mai mult decât atât, întotdeauna îmi organizez emisiunile în așa fel încât să-mi convină și mie personal. Mă gândesc și eu dacă e bine sau nu să cumpăr, să adopt sau să aduc în familia mea un cățel, ținând cont că am acasă doi copii. Păi uite cât de importantă este apariția unui animal de companie în familia în care sunt copii și în familiile în care copiii au crescut și cumva nu se mai regăsesc la masă dimineața. O să vorbim în această seară cu atât mai mult că toți cei prezenți știu să vorbească, sunt persoane publice, sunt oameni de la care avem ce învăța fiecare în parte, dar nu știu dacă au mai fost vreodată la interviuri cu prietenii lor de acasă. Salutare, dragii mei! Bună! Să iau pe rând. Aici este Ricky. CHKY, nu știu, așa ca să nu greșesc, că e conform pașaportului, da. E Ricky și Sergiu Musteață, istoricul. Interpreta Victoria Lungu și Laila, e cu doi de el, cu Y, cu I, cum e? Cu Y. Și cu doi de L. Psihologul Rodica Rodei, care are și ea acasă, da. Un Simba. Un Simba. Un pichinez, dar am zis, vine, te rog, fără cumva să putem discuta la rece, da. Că ăștia și-au adus copiii în studio și s-ar putea să fie și tare subiectiv. Și doar m-am imaginat scena și am zis că nu, de data asta nu. Data viitoare, promit. Colega mea de televiziune, pot să zic așa, lui Emi, Emilia Jereghi, pentru că ea cochetează cu emisiunea Magazinul Copiilor. Are acolo un rol foarte important și de părere ei țin cont și alții copii, care a venit împreună cu prietenul ei, care este Grammy, cu doi de M și cu Y, da. Și cu mama, regizoarea Ana Bardu. Oameni buni, v-ați pregătit odrasele pentru filmare? Spuneți-mi, băiți, nu știu, parfum, Ricky văd că are papion. Ricky e preocupat acum de Laila. Și cred că toată emisiunea așa va fi. V-am și văzut sporovăind înainte de emisiune, dacă pune ochiul, dacă nu pune pe ochiul. Dar că Laila e cam absentă la el, se uită la Grammy. Că e mai pufos, nu? Da, Grammy e mai discret, așa, este mai rezervat, dar vine și el înspre ea. Hai să vă laudați copiii ăștia mici și tare dragi, din ce rasă vin și cum au apărut în familiile voastre. Sergiu. Ricky este un toy terrier rusesc, e o specie artificială, e mai recentă în comparație cu altele. Seamănă mult cu pincerul, dar deci este de fapt toy terrier, mulți îl confundă, deci nu este chihuahua, deci este altceva, mai înăltuț, mai, cu urechile mai zvelte. Cum a apărut? Bun, eu am mai spus și cu alte ocazii, în copilărie am avut un pincer care din păcate a fost otrăvit și tot am rămas, cred, cu acea traumă a copilăriei și cu gândul că cândva voi avea un cățel sau când voi avea posibilitate, voi avea un cățel aproximativ sau asemănător cu acel câine pe care l-am avut în copilărie și o întâmplare a fost să fie, a apărut pe Facebook o fotografie și o cunoștință de-a mea întreba cine vrea, căutăm stăpâni pentru doi bebeluși. Adică Ricky și sora lui. L-ai cumpărat, da. Sau ți-l-au dat gratis? Mă rog, știți că câinele, de fapt, trebuie să, pentru un animal trebuie să dai ceva. Da. Să dai ceva, exact. Okay. Da. Dar e o rasă scumpă? Zici că e o rasă făcută artificial? Cam cât ajunge pe piață un astfel de câine? Eu știu că sunt scumpi copiii ăștia ai voștri, dacă e să-i cumpere. Da. Cam deci cât ajunge? Deci între 2 și 3 luni de toy terrier sunt între 200 și 300 de euro, cam așa. Bine, relativ, în comparație cu alte rase. Ce a zis nevasta? Cum a acceptat? Un câine în familie de e fapt, muncă? Noi, cu fiul Adrian era acasă sau nu? Nu, noi cu Adrian am comunicat și ne-am sfătuit cum să facem să fie mai bine, să o convingem și i-am luat mamii cadou de ziua ei.
și nu putea să-l dea afară, că era cadou ei. Într-un fel sau altul, da, dar repede s-au împrietenit și acum știți că e concurență. Cine îl iubește mai mult sau pe cine Ricky iubește mai mult, pe cui acordă atenție mai mult. Într-adevăr, s-a integrat foarte bine în familie și... Mm-hmm. E parte... gelozie, vorbim pe parcurs, da. Că știu cum câine întotdeauna este gelos pe unul din membrii familiei, sau mai ales când se ceartă cei doi, povestea aparte. Asta nu e primul câine pe care l-ai îndrăgit și l-ai acceptat să-ți intre la suflet. Da, până la câine eu am mai avut și pisici, și șoricei, și papagai, și de multe în casă. Atâta timp cât Valeria a apărut, alături de ea, în primul rând, își dorea mereu un animăluț sau ceva să avem în casă. Uh-huh. Maica mea, eu venind de la țară, îți dai seama că am avut câini, pisici, de toate urătenile prin curte. Da, dar eu ies la legătoare, știi? Stau cu... Da, dar să știi că ea ducea foarte tare lipsa unui prieten, pentru că acasă, mergând să juca cu toată lumea și toți erau prieteni și când venea acasă era singură. Ei, și așa ne-am făcut noi când avea doi anișori cu un mătănel micuț și după aia am mai avut unul și după aia am mai avut unul și după aia am mai avut niște șoricei din aștia micuți pe hamster. Care, da, pe care îi ținea Valeria și îi purta în geantă și după aia îi punea pe pian, motanul îi lua pe, și se juca cu ei. E, era mare treabă. După aia am luat doi papagai aveam, la care mâța la fel, se băga în colivie. Era o nebunie, ce să spun eu. Să aduci un câine să bat cu motanul. Nu, câinele a venit din dorința Valeriei de a să, cred că pentru o supărare de-a ei, atunci când eu i-am interzis să meargă la ea și la școala muzicală și ea s-a supărat foarte tare pe mine și a zis că dacă merg acasă, îmi cumperi câine, îmi cumperi asta, îmi cumperi asta. Și eu zic că nu, asta nu-ți cumperi, dar un câine da. Și când am venit acasă, exact în fața ușii, era Bade, cu un papion micuț, așa, și mic, 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 uite, așa, îl băgam în pahar. Vai, era imposibil să nu-l iubești și chiar a fost foarte drag mie când l-am pierdut, când l-au furat, am plâns o jumătate de an până a apărut la el. Toată Moldova când s-a furat, rețelele de socializare erau pline de pozele lui Bade. Da, și era foarte prietenos și era foarte legat așa de mine. Ea vine lângă tine, îi place mai mereu să fii în centru atenției. Dar cum? Ea știe că eu am o cameră doar a mea. Apogeu, că ascultam pe Victoria câți au apărut membri în casă și zic că stai un pic că noi bogați de tot. Când a apărut al treilea copil, Emily, noi eram 5 în casă, 5 afară. Deci soțul meu, Lilian, e împătimit de animale, mai ales de câini. Mm-hmm. Noi casa am luat-o pentru că eu vreau casă și eu vreau animal. Și condiția era, mi-ai mie casă și atunci să-ți iei tu un câine. Bun. Deci era un câine mare al lui, apoi era un câine mic a Evei, da, mulțumesc pentru atenție, așa, erau doi pisici frați tare deosebiți la culoare bej și pufoși, așa, doi câini și papagal. Dar papagale nu aveau ei la noi rezistență pentru curent era pe acolo, nu reușeau să țină mult la noi în casă. Eu îi făceam daruri mai departe. De ce la momentul când eu zic că stați un pic, 5 în casă, 5 afară, deși e ireal să reziști. Dar era sentimentul ăsta de bogăție, știi? Cum spuneai tu la început, cuvântătoare, necuvântătoare, mm-hmm. Da? Asta era sentimentul că nu suntem mulți în casa asta. Și când deschizi ușa afară, vin toți pe prag. Da, dar dacă să zic acum de Simba, că el e al lui Emily,
e o pufășenie care nu mănâncă, cât de flămână ar fi, nu mănâncă până când tu nu te așezi lângă el să-l mângâi. Înțelegi? Deci, pe mine mă supără chestia asta. Măi, Siva, ori tu mănânci că ești flămând, ori nu suntem de vorbă. Altfel nu poți. Și punem așa lăbuțe, deci își punem mătrișoara lui cu aceștia mari care pe chinezii iau. Deci vine să-l iei să-l mănânci, înțelegi? Și atunci și Emil crește cumva încrezătoare că animalul nu-ți face rău și trebuie să-l iubești, să-i porți de grijă. Și cine sunt mai mari? Elvin, 15 ani acum, da, aproape. Dar se temea de motanaș alb. Și când îi amintesc că venea spre de el motanaș, că am avut și alb motanaș, el țipa, mama, ia-l că mă tem de el. Și au apărut surorile lui care l-au domesticit, demonstrând că motanielul, cățelușul, papagalul nu fac rău nimic, ba dimpotrivă te încarcă pozitiv. Emily, cum a apărut Graham în familia voastră? Ți-ai dorit foarte mult un cățel? Da, de când eram mică, când vedeam un vagabond, de exemplu, pe stradă, ziceam: mami, uite, un cățel, un cățel! Și foarte mult îmi plăceau câinii și atâta i-am rugat pe părinți să-mi iau un câine, încât la ziua de naștere a mea de 4 ani, părinții mi-au făcut cadou un cățel. Pe și asta? Da. Era mai mic? Da, era așa? Cam atâta. Ți-a plăcut? Aveai niște preferințe sau ți era indiferent cățel să fie? Știai ce vrei? Nu, eu m-am bucurat pentru că aveam un cățel. Ana, te-ai gândit mult până ai adus un cățel în casă? Eu sunt de la țară și eu sunt copilul cel care nu a adus niciodată un pisoiaș sau un cățel acasă. Niciodată nu mi-am imaginat că voi avea un animal în casă, mai ales la apartament în oraș. Și atunci când ea mi-a zis: mama, vreau cățel, soțul meu a avut înainte tot pudeli, dar puțin mai mari, și era clar că o să luăm un pudel. Nu o să luăm un pudel mare, am optat pentru un toi. Bine, el e un pic mai grăsulean decât un toi. Și tu mângâi când mănâncă, cred că. Mănâncă nemângâiat. Așa. Și când l-am adus, deja știam că mi-am luat eu câine personal. Pentru că la 4 ani să-i aduci unui copilaș, bine, mai ales căței ăștia mici, își aleg un matur cumva părinte. Și de ce cu Emi ei sunt concurenții, ei au gelozie. Acum, mai nou nu. Mai nou nu, pentru că Emi deja se poate impune. Câinele seamănă întotdeauna cu stăpânul. Vă gândiți la lucrul ăsta? Găsiți asemănări? Știi? Da, da. Nu știu cine pe cine educă sau cine pe cine schimbă și fizic, dar toată lumea zice: a, păi seamănă cu stăpânul. Sergiu, nu ți-ai luat un bulldog? Nu ți-ai luat, cum se zice, un câine german? Dacă vă uitați de la mare? Nu știu. Când sunt supărat, soția spune că uite, sau când Irichie e supărat, că semănați leit. Nu știu, nu m-am gândit la lucrul ăsta, dar cu siguranță e ceva în psihologia umană care ajută să luăm o decizie care rasă, care specie și ce anume ne dorim să luăm pe lângă noi, ținând cont și de acele realități, că este apartament, că este casă, că avem curte, deoarece e o asumare și de responsabilitate. Deci foarte mare. Te organizează mult mai bine. Până la Riche nu cred că pot să mă laud că făceam plimbări de 3 ori pe zi. Acum am program, deci dimineață, la prânz și seara sunt obligat. Serios? Dimineața la ce oră? Dimineața la 6:30, 7:00. În zi mai cunoști vecinii? Probabil mai sunt ăștia care au câini și ieșiți toți afară, aveți teme comune de discuție? Mai puțin, dar cu siguranță vecinii mă văd mai bine organizat. Și la prânz, mă rog, când reușesc. Iar seara este mod obligatoriu, deoarece e și recomandabil, e și necesar și dacă nu respectăm regimul ăsta, sigur că se pot provoca anumite boli sau altceva care nu-i fac bine.
Pentru mine, dar la noi nu este atât de departe și legislația. În Austria, spre exemplu, s-a ajuns ca să fie și în lege scris foarte clar. Un animal nu poate sta mai mult decât 4 ore în casă singur. O, Doamne! Deci, ești obligat, după 4 ore, să-l scoți la plimbare. Adică vecinii monitorizează. Ei, dacă nu scoți... Ei, nu e chiar așa. Poate că a tău este mai alentat. Este de Austria. Sau de Austria. La noi, eu zic că câinele, dacă e ca un copil pe care trebuie foarte ușor și foarte frumos să-l educi. Da. Pentru că dacă știi să-l educi prin exemple, eu una când era buddy, dimineața mă trezeam la 6, făceam sport și mergeam cu el. L-am obișnuit și atunci când nu reușeam să fiu acasă la 6, el stătea la ușă și venea și îmi trăgea plapuma și plângea și lătra până nu mă ridicam din pat să merg. Laila este un pic altceva, deja am învățat și dacă nu reușesc dimineața să merg cu ea, ea se uită la mine, eu zic, nu merg acum. Ia, ok, merge, se culcă pe pătuțul, ea așteaptă. E foarte răbdătoare. Nu mănâncă singură. Dacă eu nu sunt acasă, ea nu mănâncă. Noi ne așezăm la masă, ea se așează pe scaunel și ea mănâncă cu noi. Îmi place mai mult să mănânce din mânuță. Și e foarte, foarte prietenoasă. În curte la mine nu există copil în care să nu știe de Laila. Și când vine, toată lumea se joacă cu ea, și maturi, și mici, absolut. Eu am zis că socializați cu vecinii. Mai bine, foarte prietenoasă, e foarte prietenoasă. Dar și e, cum să zic eu, e alintată la mâncare. Vedeți că voi vorbiți acum mai ceva, cum vorbesc mamele de copii, știi? Că e alintată la mâncare, că nu mănâncă dacă nu mă așez lângă ea. Nu, la mine Valeria e cam așa. Dacă e să vorbesc de Valeria, la fel e alintată absolut în tot. Dar am zis, cum ne alintăm copiii, cam așa îi avem. Și ar fi bine să-i alintăm cât sunt copii. Că după aia, dacă se maturizează, vrei să o alinți. Dar zice, gata, mamă, nu mai sunt copil. Și atunci îți iei un cățel. Da, așa. Cu greme, cine iese la plimbare dimineața? Sau deschide tușa și fuge singur. Greme tot este foarte cumincior și dacă simte că te trezești, dar încă nu deschizi ochii, el stă deja așa. Deci eu simt respirația lui. Da. Așa. Da. Și doar ai deschis un ochi și gata, s-a pornit cu... A luat jucărie, s-a pornit, iese. Bine, îl scot și eu, scoate și eu soțul. Mai mult seara. Mie mai puțin, da, mai mult seara îl scoate. Dar este așa, nu este foarte plimbăreț. Foarte puțin. Îi place să stea acasă, este mai casnic. Seamănă cu noi. Vorbeați de responsabilitate. Spuneți-mi, vreau, dacă s-a schimbat viața familiilor voastre în momentul în care au apărut căței. Sigur. În cazul nostru, da. Când a apărut, peste jumătate de an, a trebuit să plecăm la Kiev. Pentru următorii jumătate de an. Și a trebuit să ne mobilizăm, pentru că pe lângă bonă pentru Emi, a trebuit să avem și bonă pentru... Deci a fost cumva complicat logistic. Deci nu ați renunțat logistic. La câine? Nu am renunțat, l-am luat cu noi. Cum să renunțăm? Noi ne-am asumat acest membru a familiei. Nu, eu mă supăr foarte, chiar sunt supărăcioasă pe oamenii care atunci când pleacă își lasă... cuiva în dar animale. Chiar nu vreau să accept chestia asta. Pentru că este foarte simplu. Trebuie să faci 3 mișcări ca să-ți iei cățelul cu tine, nu? Dar ce este mișcări? Posibil. Nu, în sens că nu trebuie să-l iau dacă îl ia în avion. Nu, eu nu iau. Nu, iau. Eu iau doar în concerte, dar așa nu risc, pentru că, în primul rând, nu aș rezista să o bag într-o gentuță undeva în bagaj. Nu pot, nu am cum. În a doilea rând, să stau eu pe plajă și ea să stea pe soarele cel groaznic, care pentru un câine este, nu este ok. Deci pentru tine soarele ăla nu-i groaznic. Pentru ea, îți dai seama, am luat-o într-un an la mare și am zis nu, pentru că e, în primul rând, îi place apa. Se bagă mai mereu în apă, trebuie să stau după ea, după aia e plină de zisip, după aia trebuie să umblu, să o scald, în fiecare... Vai, lăsați-mă așa, odihna mea s-a terminat. Nu, ziceam despre cei care pleacă peste hotare pentru totdeauna și își lasă animalele și chiar e trist. Nu rămâne un membru a familiei aici. Da. Sergiu, pașaport, ca să răspund la prima întrebare, prietenii noștri spun că la voi viața se este până la reche și cu riche, deoarece s-a schimbat un pic regimul nostru de viață. Nu putem să lăsăm acasă, că este imposibil. În mare parte luăm cu noi. Când nu putem, vine bunica,
Deci să stea cu el. Bună personală. S-au împrietenit cu bunica, deci extraordinar de bine. Și plecarea, deci, bineînțeles, că de la pașaport și certificatele necesare și respectând regulile de călătorie, în avion, acea căscușcă, e neplăcut, dar, mă rog, dacă vrei să-l iei, e posibil. Biletul la avion într-o direcție 40 de euro. 50. Da, 40, depinde de direcție, dar cât de distanță, dar e posibil. În mașină e mai simplu, l-ai luat în mașină, e liber și poți călători. Asta e scaunul lui de mașină, nu? În mare parte, da, mai are un culcuș, are mai mult. Deci, și atunci le schimbăm, le schimbă. Ce înseamnă certificate corespunzătoare? Ca să iei un câine peste hotare, îți trebuie niște acte? Trebuie un șir de acte, în afară de pașaport. Și acel... Pașaportul ăla european, scuzați că întreb, dar mă interesează, știi, ca copii cu poză, cu, da, cu ce? Da, 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 da. Mai bine luam și ți-ară, vă arătam. Poze, e cu papion acolo. Deci e pașaportul, de fapt, obișnuit pentru un animal de călătorie, de companie. Mai urma să-i pui și biometricul, tot cu... Ba da, are chipul care respectiv e codul personal și se trece acolo, se scanează la vamă, dacă vrea să-l verifice, să-i verifice identitatea. În afară de aceasta, în pașaport este și locul de evidență a tuturor vaccinelor și a ceea ce înseamnă respectarea regulilor medicale și așa mai departe. Înainte de fiecare călătorie trebuie să mergi să faci verificarea la medic, după care mergi la inspecția pentru animale să-ți vireze un certificat, în dependență dacă mergi în țările din Europa de Est sau în Occident. Și prețul este diferit și respectiv certificatul este diferit. Pe ochi călătoria. Fără de care, deci, nu poți trece vama. Așa Cristo. Pe urmă, deci, dacă se respecte toate regulile, ajungând în țara destinației, trebuie să mergi la veterinar să-l înregistrezi și când vii înapoi să iei alt certificat de acolo ca dovadă că nu... Păi, mai simplu să mergi cu copilul tău. În Europa sunt și alte mai nou restricții, sunt reguli foarte, foarte drastice, da. Sunt niște analize care durează 3 luni și care se fac exclusiv în România. Aici doi se bat după Laila. Da. Într-adevăr, ca să mergi peste hotare, mai e proba de sânge care se duce într-un laborator din afară, nu se face la Chișinău, fie la Praga, fie la București. Având certificatul acela, intră într-o zonă de 3 luni de așteptare ca să se confirme, deci, că vaccina și antirabii și acea probă de sânge e delicat cu actele. Și e scump, îmi dau seama că... Nu e chiar așa, dar... Dar e timp dus, dar e timp venit... și trebuie să ai grijă. Da, și birocrație. Da, ați avut aceeași atitudine față de animale, față de căței, până ai avea în propria voastră gospodărie? Aici eu pot să zic, pentru că am o traumă din copilărie. La 7 ani ieșeam din mare și s-a luat un câine foarte mare după mine. Și am alergat plaja toată, au alergat stăpâna după mine, mama cu tata după stăpână și am alergat, țin minte că a fost ceva de groază. Și când treceam pe lângă câini vagabonzi, aveam o panică. După ce a apărut gremii, am înțeles comportamentul lor și am început să percep altfel animalele. Deci eu înțeleg ce vrea câinele și eu înțeleg cum gândește acum. Și am trecut, eu personal am trecut peste frica asta. Deci gremii cumva a venit ca un fel de cură de tratament, pentru terapie, exact. Și Emi a devenit mai îndrăzneață, pentru că ea mi-a fost tot timpul foarte... timidă. Sfioasă. Așa a apărut gremi. Întotdeauna mi-a apărut un copil foarte dezvolt. Dacă m-ai prins la curaj când ești singură sau atunci când ești cu gremi? Nu știu. Da, a devenit mai, cum să zic, mai independentă puțin. Aha. Pentru că e cineva mai mic decât ea. Rodica, apropo de terapia și de legătura dintre om și animale, în cazul nostru vorbim de căței, să știi că eu nu te-am chemat astăzi doar pentru că tu ai pufoși acasă. Eu aș vrea cumva să dăm și niște lecții astăzi. Ei nu apar întâmplător în viața noastră. Nimic nu e întâmplător până la urmă. E adevărat că noi, psihologii, recomandăm de fiecare dată să existe un membru care nu vorbește în echipă, în familie. De ce? Pentru că el educă. El educă și pe adult,
îl disciplinează, cum am auzit. El le duc responsabilitatea și el dezvoltă acele simțuri de sensibilitate față de creatură care este neajutorată. Și atunci, când este doar primul copil, până ce egoismul lui, da, ce etapele, ferește dezvoltare, pentru copilul trebuie să înțeleagă ce lucru, care e lucrul lui, care nu e al lui, să poată să împartă acest lucru. Și atunci că egoismul ăsta să nu fie atât de accentuat până tate cu mame să gândesc că îl fac pe al doilea, nu îl fac acum mai târziu, să spargă gheața și să ia un pufoșenie de aceasta, cum ne spui tu. Și da, e o frică, e o provocare pentru adulți, pentru că asta înseamnă să-ți mai răpești din timpul tău liber. Asta înseamnă să te provoci la dărui dragoste, dacă mai ai în cupa ta de dragoste. Sunt multe provocări, dar asta înseamnă și maturitate. Asta înseamnă să demonstrezi copiilor că o ființă, o creatură, pentru că își are și misiunea ei în viață, este o creație a creatorului nostru, că și noi am fost creați, poate să aducă multe lecții acelor adulți și acelor copii. Ce fel de lecții? Uite să știi, mai nou în terapiile din Franța, unde se practică mai mult, și în Europa în general, unde ai auzit atâtea legi cu privire, când ieși din țară, care sunt regulile de plimbare a animalelor. La psihoterapie, specialistul invită în calitate de membru și necuvântătoarele ființe. Deci, și află foarte multe informații. Deci unde se așează cățelul? Pe cine îl iubește și pe cine ascultă? Spune ceva, da? Uite, ai auzit de gelozie. Cățel să aibă gelozie, s-ar părea de necrezut. Da? Uite, când vine un străin în casă, îl acceptă sau nu? Că simțul ăsta care îl au ei este evident, demonstrat asta. Psihologia animalului. Să știi că există cărți, cercetări aici, care, cum ai spus și tu, există o conexiune între stăpân și el, da, inconștient la început, pentru că mergi către cel care parcă seamănă cu tine. Păi să știi că acasă Jack al meu cel mare seamănă la temperament cu soțul meu. Este stabil emoțional, este liniștit, calm, prietenos, dar sensibil la oameni care au intenție mai puțin bună, da? Și Simba este un verticuș ca iemia mea. Uite, mai am și eu o iemie acasă. Deci nu stau locul lui. Când se văd afară ambii, nu știi, unii iemii și unii Simba. Simba e de la personajul ăsta cu leuțul din Walt Disney. De aceea este provocare cu siguranță, pentru că el te implice emoțional în aceste creaturi și atunci când le se întâmplă ceva, nu poți să ți-o ierți. Deci asta, eu personal știu că am trecut prin multe traume, când pierdeam papagalii și mă simțeam vinovată, sau pisicul pleca și spuneam, gata, până aici, nu mai iau niciun membru, am destul ai mei, încă pentru ei să-mi fac griji. Și cu adevărat te doare. Când ieși afară și pisi, unde e Mozart, aveam și un Beethoven, aveam. Da, pentru că cântau la pian, intrau în casă și nu în altă parte la bucătărie, dar direct la clapii. Zic, mai Mozart, hai să fii, hai să te văd, crezi ceva sau nu. Adică, nu știu, ei aduc culoare, aduc emoții, în același timp și aduc griji suplimentare. De aceea trebuie să știi foarte bine când te decizi să iai un animal în casă, să știi ce trebuie să cunoști neapărat, vaccinuri, orice, pentru și operația la motan am făcut, și clizmă, nu eu, soțul. Eu zic, eu în casă cu emoțiile, el afară ca, nu soră medicală, frate medical, să zic eu așa, mai vesel. De aceea, cu adevărat, este o provocare. Ați avut probleme cu ei pe care a trebuit să le rezolvați, să vă duceți la medic pentru că s-au îmbolnăvit, pentru că au nevoie de medicamente? Mai des ca noi, așa, ca oamenii. Da. Eu tot sunt de la țară și am avut și părinții, deci și câini și pisici în ogradă, și mai mari și mai mici. Dar bine, el dar, nu le atrage așa atenție. Dar n-am știut că și câinele, deci poate răci, poate avea gripă, poate avea angină. Ei, iată, am trecut prin asta, deci a avut și una și alta. Dar cum ai înțeles? Strănută? Păi, strănută, are temperatură, mergi la medic și vezi și îți spune. Da? Sigur că a urmat o cură de tratament cu injecții, cu spray în partea aceasta deja gâtului ca să îi scadă inflamația. Specială sau ca și pentru oameni? Special. Sunt speciale. Picăturile pentru ochi sunt ca pentru oameni, că ei mai lăcrimează. Să-ți dau un sfat, să-l iei la saună cu tine. Valeria mea, Laila mea merge la saună cu noi, cu fetele, cu ochii, eu... și nu s-a îmbolnăvit niciodată. Dar mai cealaltă iarnă, deci fiind și mic, a răcit. Acum a prins la imunitate. Și suferiți, bănuiesc, în familie, de nu? Toți. Eu... Absolut. Mai e ceva. Aici au apărut câinele pentru că a vrut copilul. Eu mai știu o variantă. Când pleacă un copil de casă, părinții și iau... și un animal. Nu e și cazul tău?
Adrian era departe de casă când probabil este lipsa copilului acest... și lipsa împărțirii afecțiunii. E adevărat, se încadrează în acest prototip, să zicem, psihologic, dar în ultimul timp tot mai multă lume mă oprește și mă întreabă că ei sunt o rasă, deci foarte mică și foarte drăgălaș. Și la fel, chiar zilele trecute, un medic m-a întrebat particularitățile acestei rase și mi-a zis același lucru. Copiii pleacă și vreau să-mi iau ceva, un animal în casă și suntem în dilemă cu soția de care. Am auzit de la mai multă lume. Deci e adevărat. Cumva Victoria, ține și ție de urât acum? Când Valeria e fata mare, de pe drum vine și pe altul pleacă? Da, bine că Valeria era acasă când noi l-am avut pe Bade. A fost mulți ani. Doar atâta că eu plecam mai des în concediu ca să nu rămână Valeria singură. Ea ea cânta la pian, Bade stătea și o asculta, ea cânta, Bade cânta și el. Tot ce făcea. Valeria mergea la sport, Bade la fel. Mai nou a fost ce am observat un lucru foarte curios. Imediat când am pierdut-o pe mama, l-am pierdut și pe Bade. Și a apărut Laila în viața noastră, absolut diferită de cum a fost Bade, chiar dacă sunt practic aceeași rasă. Foarte, dacă eu plâng sau câteodată vreau să încerc să văd dacă îmi duce dorul și încep să plâng și ea vine la mine și plânge cu mine și mă pupă pe ochișori și te înțelege acum că tu joci teatru cu ea. Nu, ea înțelege tot, absolut. Ea înțelege absolut tot și dacă o cert, contează cum îi zic. Pentru că dacă îi zic ușor, se uită, știi, și... Dar dacă strig la ea, gata, s-a așezat și știe că a doua oară mami nu repetă. Numai nu vorbesc, în rest. Da, în rest. Și una, nu-i prea plăcea la început să-i spăl dinții, pentru că i-am cumpărat periuță de dinți, periuță... Stați un pic să mă îndrești eu din șele, am periuță, înțeles. Periuță, spray de dinți. Injecție, de dinți, spray de, spray pentru de gură, este, spray pentru, pentru păr. Diferite peptenașe care are ea nevoie, avem de asta o mănușă specială și ca să poți. Și voi spălați dinții? Da, și spray și dinții. Da, spray, da, da. Și pentru zilnic și spray-ul aproape zilnic, iar depinde de ce sunt anumite chestiuni care îi dai pentru mâncare și curăță și dinții și mirosul îl elimină. Eu acum îmi dau seama că eu am băiat de 4 ani și încă nu l-am învățat în fiecare seară să ștele dinții, știi? Și voi vorbiți că le spălați dinții la cățin fiecare zi. Spray în fiecare seară, practic, trebuie neapărat, chiar dacă și mănâncă, nu știu cum e la ei, și spray pentru... pentru blăniță, neapărat ca să o ștergi, pentru că nu poți să o speli în fiecare seară. Ea care e mai nou, îi place să se culce pe spânăruș așa când se joacă copiii și ea așteaptă să o mângâie. Eu strig la ea, nu ai voie să te culci, un brac. Dar oricum, toate hăinuțele sunt, practic, în fiecare zi le aruncă în mașina de spălat. Piciorușele neapărat. Când intră în casă, ea știe, nu face niciun pas. Până nu-mi scot eu haina, ea se așează frumușel, așteaptă și după aia intrăm. Al nostru fui merge direct în cadă. Nu, ea nu face, nu calcă pe covor. Ea are s-a așezat și așteaptă până mă descalț eu, o iau în brățică, se întoarce cu spate la mine, o pun și așteaptă până îi șterg piciorușele, care două prosopele care le și port. Și greme tot și spală dinții. Da, hai, eu sunt mai leneșă în sensul ăsta. Lăbuțele, da, dinții. Noi mergem odată la jumătate de an la curățat, cu ultrasunet. Dinții, pentru că pudelii au o problemă cu dinții și dacă nu ai grijă de ei, îi pierd de vreme și atunci pancreasul suferă. Victoria, nu vrei să-mi cânti? Cum mare drag. Am o problemă cu asimilarea informației, știi? E prea multă și trebuie cumva să o diger pe toată. Inima îmi bate cum nu se mai...
fină este vara. Zilele de vară sunt ochii tăi albaștri arzător. Nopțile de vară sunt ale tale șoapte de amor. Visele de vară sunt aripile unei mari iubiri. Clipe de vară sunt cele mai frumoase. Frumoasă, mai ales că ai reușit să mergi și la mare și ești deja bronzată. Dar știi de ce te hamăie? Pentru că Sergiu atât de mult o mângâie pe Laila, că el a devenit gelos și zice, stai că să dă asta până ajuns și arăt eu. E gelos. Zice, sparat și-a dus în colț, în colo. Am văzut și văzut cum a așteptat, zice, las că mă răzbun eu pe cine trebuie. Da, ea, în general, ei plac bărbații. Acolo unde vede un bărbat, poate să mă lasă și merge și stă lângă el. E cu... Hai să vorbim despre gelozie, nu? Că ziceam, dacă vă certați în familie în fața câinelui sau dacă e gelos pe unul din membrii familiei, e câine, e el, trebuie să iubească mai mult pe soție decât pe... Nu? E adevărat. Și în relația între noi, dar și... Dacă vin oaspeți, prieteni și doar un simplu salut și strângere de mână, sare în apărare, deci ca să nu mai zic să te cuprins, deci atunci e foarte agitat, deci numai el. E atenția lui să fie acordată și el ți-a apărarea. E foarte primitoară, îi plac oaspeții, dacă intră bine cineva... Bine că și tu iei prin concerte, o da, pe scenă. Da, și dacă aude soneria, imediat stă la ușă. Cine vine? Zic, un oaspete vine și ea sare. Neapărat le zic, măi, dacă veniți, cumpărați-i ceva, că oricum așteaptă ca un copil, știi, la ușă. E foarte... Uite, vezi cum, dacă îi atragi un pic de atenție, este doar lângă tine, e foarte cuminte. Dacă eu strig la Valeria ceva așa cu o voce ridicată, ea imediat se uite și se bagă în gentuță sau pe pătuțul ei și gata, eu nu sunt aici, la revedere, vă faceți voi. Dar prietenele tale au voie să-l mângâie pe greme? Se joacă cu el? Da. Și că tot venim vorba de gelozie, când, de exemplu, tata pe mine mă cuprinde sau mama sau așa mă ia și... Te-a da, mă cuprinde.
Păi, gremii deodată vine și sare la tata. Ce? Pe dânsa o cuprins, dar pe mine nu? Asta ce fel de asta chestie? Asta traduci tu din limbajul lui, nu? Ce fel de chestie? Nu, adevărat, ei au gelozie. Până acum sunt ca între frați. Nu știu, bine, noi suntem trei surori, dar n-am avut gelozie cumva. N-am împărțit mama și tata. Dar gremii chiar este foarte gelos pentru Emi. Dar în cazul în care cineva este bolnav în familie, el este acolo alături, da? Dacă Emi are febră, el e doar lângă ea, sau dacă eu sau oricine din familie. Și în mașină, exact așa, dacă este cineva din mașină, îi prăpăd, e groaznic, el plânge, strigă până nu vine, până soțul pune, își alimentează mașina, e ceva de groază. Plânge. Nu, la mine nu este așa, la mine e obișnuită, stă în centuță. Nu, la mine stă în centuță. Eu dacă am ieșit, am deschis un gemuleț și spun, mami, mergi în magazin, să fii cu minte. Ea se așează în centuță, stă cu minte. Dacă simte că deja a ajuns, stă la geam, e foarte prietenoasă, de fapt, cum e, că dacă opresc, staționez undeva la semafor și deschid geamul și, și toată lumea se uită la ea. Cam așa, să știi că atrag eu. Are cu cine să semene, nu? Rodica, știi ce aspect aș vrea neapărat să-l deschidem sau să-l colorăm? Luăm câini pentru copii, pentru că zicem noi, îi educăm, îi mobilizăm, îi facem mai sociabil. Uite, Bana zicea că Emi a devenit cumva mai deschisă. Ce facem dacă copiii noștri nu socializează, nu au treabă, nu acordă atenție câinelui? Îl ducem înapoi? O întrebare tristă. Foarte multe lucruri se întâmplă. Îl luăm în casă și avem doar noi grijă de el, copiii nu reacționează în niciun fel și atunci pe lângă doi copii îți mai iei unul pe care trebuie să ai grijă. Atitudinea face diferență. Deci dacă eu iau acest animal în casă pentru ca să-mi acopere un gol afectiv și emoțional, să conectată cu el, niciodată, chiar dacă nu îmi convine ceva, niciodată nu-l voi lăsa în necaz. Dar dacă eu îl iau pentru că știu foarte bine că îl va disciplina pe adolescentul meu sau îl va preponi pe soțul meu acasă, că uite, dimineața va alerga să scadă din talie. Deci e foarte important pentru ce, cu ce scop îl iai în casa ta. Ai un scop mercantil, ai un scop pragmatic sau tot scopul este psihologia casei să devină un pic alta, mai bogată. Pentru că medicii recomandă să existe câini în preajmă, de aia și ducem vara la bunici, la țară. Pentru că cu cât mai devreme copilul face cunoștință cu toate felurile de bacterii, de microbi, și inclusiv animalele ne ajută în acest sens mai curând să ne prietenim cu ei, asta ar însemna și o imunitate mai puternică și o rezistență la virus, da? Faptul că tratează fobiile, depășește anumite eșecuri și altceva. E o terapie extraordinară pentru că ai un prieten care nu vorbește. Deci niciodată nu vii vreodată. Și deseori... poți să-i spui toate secretele tale. Absolut. Soțul meu, Lilian, acum de vulg, o să mă ierte, el când intră, până ajunge în casă, eu la cum vorbește el. A, Simba, ce ai făcut? Vrei mâncare? Hai ca muș. Jack, salut. Jack, meri parc. Se pun vale. Simba ne întâmpină, chiar e clopoțelul curții. Și deja motanii sunt și ei prin preajmă. Da, în sensul că există comunicarea și pe el îl relaxează, pentru că munca, rutina asta, cotidianul ăsta te obosește. Dar vii acasă, știi că ăștia, anume necuvătătoarele, nu te vor judeca. Emile acasă, surpriză, mi-ai adus-o în cea mai mare tate, dar ți-am rugat care ocă și chestii mi-ai adus. Ăștia nu cer, ei doar te așteaptă să-i vezi și să iei la plimbare. De aceea, dacă vreau să vorbesc ca specialist, da, eu aș vrea foarte mult să se facă o ședință în familie și să vadă scopul, de ce avem nevoie noi de acest animaluț. Și da, în momentul în care, și dumneavoastră a spus, în momentul în care temperamental nu se potrivesc, da, sau cineva, un membru, nici de cum nu poate să-l accepte din anumite motive, e bine iarăși să se convoace ședința și să vadă unde va merge această creatură, în ce mâini va fi oferită, pentru că nu ne jucăm cu ei. Sunt chiar creaturi înțelepte care merită să aibă și o viață de calitate. S-a întâmplat câinii voștri să fie psihologii familiei, să vă plânge, să vă vadă plângând, să spuneți tot ce aveți pe suflet? Eu mai mereu. Vorbesc cu ea mai mereu, îi cânt,
Și o văd după cum ascultă. Îți primești piesele au de... Da, da. Da. Eu cânt prin casă și ea umblă după mine. Hai să mergem să alergăm pe scări. E o chestie care chiar, vreau să zic că mă mobilizează, pentru că datorită ei merg, fac sport, seara repetiții, la, indiferent la ce oră n-aș veni de la concert, ea mă așteaptă, eu zic imediat, mami se schimbă și mergem. Și ea se joacă și eu îmi pun căștile în urechi și repet la orice oră, repet. Adică și ea vine la mine și zic că ți-a plăcut, ea seara, așa, nu știu ce zice ea de ei, mi-a plăcut, nu i-a plăcut. Da, și tu ziceai că e tare deștept, că dacă ar mai și putea să vorbească, ar întrece mulți oameni. Și sunt foarte inteligenți și foarte organizați. Știi că eu călătoresc, așa mi-e meseria mea, deci deja de 2 ani de când îl avem, numai intru în vamă și dacă nu e cu mine, e la ușă, indiferent, e 1-2 de noapte, deci și asta e, nu-i testat, de 2 ani de zile se întâmplă același lucru și eu circul aproape săptămânal. Deci nu mai am trecut vama. Vreți să zici că la distanță de 200 de kilometri te simte că și ai intrat în țară? Dacă vin mai încet sau mai repede, 2 ore stă la ușă și așteaptă, deci neclintit. Sau, dacă fac valiza, vine imediat și verifică dacă am și hăinuțele lui pus acolo. La mine se bagă dacă în valiză. Se bagă în valiză, răscolește și dacă nu are ceva de-a lui, le scoate pe mine și le aruncă din valiză. Mm-hmm. Și se uite la tine așa nevinovat că întreabă. Și eu duci pe mine? Păr mine? Sau, dacă valiza e gata, sare pe valiză și așteaptă. Și dar s-a întâmplat să mergi să muncești și să-l iei cu tine? A, nu prea. Am fost anul trecut, am făcut niște vizite de monitorizare a unor situri în România. Și atunci a călătorit cu mine, a văzut România și a mers și la mănăstiri, și la cetăți, și la, mă rog, diferite situri. Cum dar erau locurile fost... interzise pentru câini? E nasol, eu aș spune, chiar acum 2 săptămâni am fost la București, la Muzeul Satului și la intrare, deci interzis cu animale. La Muzeul Satului interzis cu animale, deci ce fel de sat fără animale? Eu am rămas șocat. Bun, să admitem că în spațiile închise, fie că este... hoteluri interzic și iarăși e... Parcă înțelegi, dar pe de altă parte nu înțelegi de ce... Dar așa că era indiferent la lucrurile astea până... Deci nu acordam atenție, poate nu atât de indiferent, dar nu m-am ciocnit cu ele și nu acordam atenție. Acum, sigur că vine și indignare, cum așa fără animal? Zic, e mic, nu se poate, nici într-un caz, mai ales în hoteluri, deci până... Așa. Da, și la noi în locurile publice, evident, chiar în parcuri nu ai voie. De multe ori m-am ciocnit când și cu centuța, atât de mă simțeam, mă dura în suflet, zic, păi, dar o iau în centuță. Nu aveți voie. Sau chiar la terasă, ceea ce iarăși e absurd. Nici la terasă nu e voie, mi se pare. Mai ales că sunt mici, eu înțeleg că sunt câini mari și nu au nici măcar ceva de protecție, da, dar ăștia îi bagi în buzunar dacă... Așa e. Gremi are și el probleme de genul ăsta, că trebuie să rămână acasă când vă mergeți la distracție? Da, dar chiar azi, acum vin de la o terasă și chiar acum mi-am dat seama că am fost acceptată cu un cățel și nimeni nu mi-a zis nimic. Dar că eram o echipă foarte mare. Nu spun exact companie, dar e o rețea mare care, deci, de 2 ori cel puțin... mi s-a spus, nu e voie. Ei simt foarte mult și Valeria, dacă ajunge la vamă și eu văd că ea umblă prin casă, eu știu că ea deja, eu vorbesc la telefon, zic, mama, ai trecut vama? Gata. Și ea umblă dintr-o parte în altă, zic, stai că încă nu e. Și se merge, exact cum spunea Sergiu, se așează lângă ușă și stă lângă ușă așa și așteaptă până nu ajunge Valeria dimineața acasă. E ceva fantastic. Am zis, cum te iubește un animal, cred că niciodată în viață nu poate să dea asta un om, o face, dar, mă rog, mai sunt pentru și... Pentru că e necondiționat. Poți să dai cu piciorul într-un câine și el să vină și să stea la picioarele tale. Da, ce exact. Noi nu ne putem explica lucrul ăsta. Probabil că știu să ierte mai ușor decât noi. Și e cel mai fidel. Câinii, deci, nu știu despre pisici că nu am avut, dar gremii și văd și căței, ei sunt pregătiți să te iubească, atât. Ei nu vor nimic. Ei vor să le permiți să te iubească. Și gata, bine, ce, îi mănâi, îi hrănești tu, nu-i, bine, ei nu se supără, căței nu se supără, doar de-l voie să te pupi. Dar ei simt dacă tu îi iubești. Învățați-mă și pe mine cum poate fi instruit un câine. Dacă ați trecut greu peste prima etapă, cea de să înțeleagă că trebuie să-i speli lăbuțele, să știe unde îl hrănești. Primul rând, trebuie să te documentezi ce fel de câine vrei, ce fel de rasă. Fiecare asta are e primul rând, legea lui? Cât de mare crește,
cum se adaptează cu copiii, dacă, pentru că foarte mult contează. Dacă e unul micuț, poți să-l iei în apartament. Dacă e unul mare, îți dai seama că are alt fel de miros. Eu asta o știu pentru că am și câine mare acasă la țară. Și știu ce înseamnă. Când l-am luat micuț de 2 luni și peste 3 luni m-am trezit cu un câine mai mare decât mine, care dormea cu mine în pat. Noaptea nu dormea până nu-i deschideam ușa și trebuia să doarmă lângă mine. E o chestie, trebuie să te documentezi ce nu, dacă în primul rând să mergi cu copiii să le arăți diferiți cânișori, să vezi cu care se adapta și cumpiri o carte și vezi cum e. Și după aia te trezești în fiecare dimineață și faci același lucru cu el. Vorbești cu el, mergi afară, dacă a făcut ceva trebuie să-l cerți neapărat, dacă a făcut ceva în casă sau a ros sau a făcut treburile în casă, neapărat te apropii, îl ceri, îi spui, nu ai voie, îl dai cu năsucul. Ce și facem cu om? Pierdu răbdarea. E nevoie de multă răbdare, bănuiesc. Sergiu, cât timp v-a luat să-l obișnuiți să meargă la baie? Bănuiesc că nu întotdeauna îl scoateți afară pentru nevoile lui vitale. Doar afară. Deci primele 2 luni cred că sunt cele mai delicate, dar depinde și de vârstă la care l-ați luat. Cu cât mai mic, cu atât mai bine? Cu cât mai mic, cu atât mai repede se educă. Deci de la 2 luni de obicei, că atunci se pun toate vaccinile, atunci se consideră că poate fi desprins de la mamă. Deci și următoarele 2 luni, deci noi cel puțin cred că până la 2 luni a fost această etapă de educare, adaptare și înțelegere. V-ați gândit că renunțați? A fost ideea că gata, nu mai rezistă? Primele 2 săptămâni, da, e mai dificil. Dar pe urmă, deci sigur că înveți și tu în rând cu el, te adaptezi, știi și modalitatea, deci tembru vocii, cum să-l aplici. Ei doar asta înțeleg, deci nu cuvintele, ci sunetele și trebuie să-ți dai seama ca să înțeleagă partea pozitivă, partea negativă, se poate, nu se poate, până unde. Deci, noi nu l-am instruit exact după carte, la comenzi, deci, dar cel puțin cu vorba, deci a înțeles. Mergi cu mine în pas, stai aici, fugi acolo, deci și se poate, nu se poate, le-am învățat în primele două luni. Mm-hmm. Că pe urmă se poate supăra și demonstrativ să-ți mai facă ceva. Asta e... Dar nu e, cel puțin el nu e atât de răzbunător ca alte rase sau specii, deci mai delicate. Vouă cât timp v-a luat să-l obișnuiți să știe locul lui? Nouă ne-a luat mai mult timp pentru că noi, ziceam, am stat puțin la vilă, după asta am stat la apartament, după asta am plecat la Kiev și era dezorientat. Am luptat foarte mult pentru că la început intenționam să nu-l scoatem, să aibă un scutec și să se descurce așa, și am renunțat până la urmă pentru că nu funcționează. În cazul nostru nu a funcționat, posibil că sunt alți căței. Gremi nu recunoaște nicio terasă, el trebuie să iasă afară, el trebuie să miroase iarba, să simtă pământul sub picioare. Un câine, într-un fel, eu consider că un câine, dacă nu-l scoți afară, și pentru asta e câine, e animal, da, o pisică, eu am avut și pisici și știu ce înseamnă o pisică, care la fel e ca și un câine, se obișnuiește cu tine și trebuie să știi să mergi cu ea la toaletă, să-i arăți, să-i vorbești, să-i spui, să-i zici, exact cum vorbești cu un copil. Câinele, trebuie să mergi cu el afară, trebuie să stai lângă el, trebuie să alergi. Dacă îl obișnuiești să alergi, același lucru va face și el. Dacă stai și doar stai în telefon, el evident că suferă. Stai lângă tine și tu, de fapt, îl ignori. Și așteaptă să te saturi de joacă. Rodica, câinii tăi au acces în casă, apropo? Dacă tot vorbim de case la sol? Niciunul. Bine, este vorba de mine, că eu de mică nu aveam avut contact cu animalele. Și a fost o provocare pentru mine atunci când soțul a zis că el vrea și nu un câine, dar se poate și mai târziu și doi, un clopoțel și unul mare. Și eu cumva am învățat să accept lângă mine, pentru că de departe este frumușei, acolo undeva, nu lângă mine. Dar pas cu pas am fost eu cea care trebuia mai întâi pe băiatul mai mare, care era mic și era un pic panicat când vedea animăluțele astea pufoase. Și trebuia eu mai întâi pe mine să mă învăț să îi abordez în preajmă, să le arăt că pot să-i mângâi. Și mângâiatul ăsta, vezi că noi acum asta facem. Dar te calmează, tu îi mani energie și primești energie, pentru că este un semn așa frumos care te induce într-o stare foarte, foarte echilibrată. Și apoi, pas cu pas, să văd că fetele mele, Evelina și Emile, care, mai ales Eva,
poate numere dinții, să-i vadă ce are pe coadă, sub coadă, să-i facă investigațiile astea generale. De-aia recomandarea mea și ca mamă, și ca soție, și ca specialist, este să vă provocați, să vă puneți provocări și să le depășiți. În cazul dat, animalele sunt cele care tare vă înțeleg pe dumneavoastră și tare vă ajută. Întrebarea este, sunteți gata să-i acceptați și să-i înțelegeți? Gremi nu e dresat, dar e ne înțelege din cuvinte și din tonul vocii și e mai ușor. Unica recomandare, trebuie să ai un cumătru frizer de animale și alt cumătru veterinar. Așa, da. Deci asta trebuie să, neapărat. Cu reducere pentru costul. Pentru că, de exemplu, Gremi azi a venit, de fapt, pudelii sunt așa cum Laila, arată așa frumos. Gremi azi nu a nimerit la frizer pentru că frizerul nostru are o programare pe o lună înainte. Deci pe o lună înainte. Vom mers, că n-aveți nevoie de frizer. Eu când am avut invitația, primul lucru ce am făcut, am sunat frizerul. Și... A, deci voi sunteți cu... Da, și am zis, noi mergem, doamna Ira, noi mergem la televiziune, așa că vă rog frumos să ne faceți pentru filmări. Și a refuzat pe altcineva și ne-a luat pe noi, da, ca să fim exact așa cum trebuie să vină un artist la televiziune. Ceasul biologic al lui Ricky arată că trebuie să punem punct emisiunii. S-a plictisit câinele, dacă s-a plictisit câinele, înseamnă că e ceva. E ceva, așa că eu te rog să mergi pe scenă, să ne faci... Da, înainte de a merge pe scenă, vreau în primul rând să vă zic că vin cu o premieră astăzi, Copilărie unde ești, muzică, Viorel Bacu, text, Gloria Gorceac, și vreau tuturor să vă doresc să rămâneți copii și să iubiți animăluțele, pentru că ei sunt prietenii noștri. Așa să fie, iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Numai bine tuturor! Am povești. Te strig în glas copii.